Vă salut, iată-ne la un nou video. Ia uita, suntem pe data de 17 februarie. A început, chiar dacă acum se duce zăpada, au început florile de podbal să-și facă simțită prezența. Încep să iasă albinele, dacă vremea le permite, o să aibă unde să iasă după polen. Ideea e numai să permită timpul. Încet, încet vine primăvara, apar primele flori, floricelele de podbal. Nu am mai postat pe acest canal, cred că aproape de o lună. Am postat mai mult pe celălalt canal de natură și aventură. Dar acum vreau să vedem turta care am pus-o în urmă cu aproape o lună de zile. Să vedem în ce stadiu e. Hai să vedem cât o consumat. Nu o să deschid familia numai un pic deasupra, pentru că sunt undeva în jur de 9 grade. A, uite, cred că se vede și prin pungă, prin nylon. Se simte căldurică, are puiet. Familiile de albine, se vede, o consumat aici, în zona asta. Se vede turta pusă de o lună de zile. Uite, și albinele aici acum stau să iasă afară. Nu o să le mișc tare. Le las pentru că nu am ce să verific acum. La temperatura asta nu vreau să umblu în cuib. O să vină încet, încet căldurica și atunci o să ne și uităm. Am vrut numai să mă uit, să vedem cum o consuma din turte. Deci asta e familia care am deschis-o atunci la ultimul control. Cei care ați văzut acel video știți despre ce e vorba. Așa cum îmi place mie să fac, deschid la începutul sezonului o familie. Și familia respectivă încerc să o filmez până ajunge în cules. Pentru a vedea evoluția și pentru a arăta cum decurge lucrul la familia respectivă, ce fac pentru a o ajuta. Pentru că dacă filmez familii diferite, azi una, poate mâine alta și tot așa, nu știu cât o să se înțeleagă și pentru cei care sunt la început, nu știu cât o să-i ajute simplu fapt că văd niște familii de albine deschise, dar când vede evoluția și urmăresc materialele video de la început și văd evoluția, atunci cu siguranță e mult mai util și pentru cei care se uită acel material video sau chiar și evoluția. Se poate vedea mult mai bine pe o familie de albine. Da, deci cam asta e. Acum nu am cu mine trepiedul și din cauza aia voi filmez doar așa cum pot. Uite, vreau să mă uit la familia asta pe care nu am ajutat-o cu nimic, nu i-am dat turtă deloc în momentul când am dat la alte familii. De fapt, nici nu prea am dat turtă, foarte, foarte puțină. Asta am iernat-o fără carton. Uite așa cum se vede. A ajuns până aici, e întinsă.
la 5 rame. Da. Situația destul de bună. Mie chiar îmi place cum o iernat până în prezent. Uite că suntem aproape spre sfârșitul lunii februarie și o iernat destul de bine, cu consum destul de mic de hrană până în perioada asta. Adevărul că nici frigul nu a fost foarte mare ca să aibă consum mare. Ia să deschid aici un roi pe care l-am lăsat, nu știu, cred că ăsta e un roi lăsat pe 4 rame sau pe 5 rame, nici nu știu, pe 5 rame. Ăsta s-a întins bine aici. Matcă tânără și cu siguranță a început ponta. Hai să mai deschid și aici încă o familie. Uite că și aici am dat turtă. Da. O consumat, ele sunt acolo în față. Au aici o ramă după diafragmă cu miere rămasă din toamnă, care am pus-o să-și poată duce în momentul când le permite timpul. De fapt nu din toamnă, că de acum, din perioada, da, de la ultimul control am pus la câteva familii acolo după diafragmă. Și am lăsat acolo în momentul când le permite timpul să-și poată duce. Mai ales dacă au aici acoperit deasupra, un pic când se încălzește afară, ele pot să treacă și își duc ce au nevoie acolo. Da, cam lucruri din astea. Fac acum o simplă vizualizare deasupra. În următorul, pe celălalt canal, o să fac un video pe care o să-l postez și pentru cei care vor să vadă și varianta care o mai folosesc pentru a ajuta familiile de albine, fără să folosesc turte, puteți să mă urmăriți acolo. Deci pe lângă ce ați văzut acum cu turtele care le-am dat, atunci când mi-a permis timpul, mai folosesc o variantă foarte eficientă. Cei care doriți puteți să mă urmăriți pe celălalt canal, eventual vă las linkul de la video în primul comentariu. Cam atât, până la un nou video, vă doresc toate cele bune!